Suntem martori a unui șir întreg de încălcări de agitație electorală ilegală, afișe electorale ilegale pe toate gardurile, pe instituții publice, cu grave încălcări ale legislației, afișe electorale care nu au fost declarate, nu au fost finanțate din fondul electoral. Cred că nu este deja mare secret, suntem în fața unei campanii de corupere masivă a alegătorilor pe întreaga Republică. Folosirea în masă a resurselor administrative de către concurenți electorali, de către acele partide care se află la guvernare. În teritoriu avem în masă cazuri de folosire a mașinilor de serviciu cu agitație electorală, avem cazuri de nesuspendare din funcție a unor primari de la partidele din actuala guvernare, folosind în masă toate resursele și comunicațiile și sediile și așa mai departe. Partidele din care se află astăzi la guvernare încearcă să pregătesc anumite fraude în ziua alegerilor. Noi vedem că unii candidați nici nu duc o campanie adevărată, electorală. Probabil mizează pe aceste cadouri electorale sau mizează pe alte fraude în ziua alegerilor. În acest sens, noi vedem și această încercare de a organiza un exit poll de către postul de televiziune publică. Ține minte foarte bine ultimul exit poll al acestei televiziuni, care a fost organizat la ultimele alegeri parlamentare pe 28 noiembrie 2010. Și ține minte foarte bine și rezultatele acelui exit poll. În acest sens, vom organiza și un marș de protest pe data de 29 mai, duminică. Acest marș de protest va fi și o avertizare pentru cei care au de gând și planifică să fraudeze alegerile. De aceea, eu cred că este absolut necesar și sunt absolut sigur că mii de cetățeni vor ieși în această zi să protesteze împotriva Alianței pentru Integrare Europeană, să scandeze jos Alianța și să ceară demisia imediată a acestei guvernări.